Bărbatul a fost dat dispărut de la domiciliul fratelui său din orașul Fieni încă din luna decembrie. Rudele lui povestesc faptul că anumiți indivizi îl luau la cerșit în Târgoviște și se tem că cineva i-a vrut răul. Cadavrul lui a fost găsit fără o mână și plin de sânge în subsolul unui bloc din Pucioasa. Am intrat până în bece acolo și cu o brichetă de asta mică, de lanternă de asta mică, când am aprins așa, când am coborât două scări și am pus așa bricheta, l-am văzut. M-am întors și am ieșit bățâind, că e mâncat de nas, după față, așa. Mă speriază. Nici acum nu mă simt bine. Zi. Locatarii nu-și pot explica descoperirea macabră din subsolul blocului, cu atât mai mult cu cât în zonă nu-și fac veacul cerșetori sau oamenii străzii. Acum auzi și acum am auzit pe n-am auzit așa ceva, că și eu stau în cartierul mai încolo un pic, dar n-am auzit așa ceva. Am zis că de mult acolo. Nu știu, domnule, că acum am auzit că ne-am dus la cimitir și noi. Na. Rudele bărbatului au avut un șoc în momentul în care au văzut cadavrul desfigurat în subsol. De ce l-a fi omorât? Nu știu. Nu știu nimic ce s-a întâmplat cu el. Ce ați văzut, doamne? Poftim? Ce ați văzut acolo? Păi e jos. E jos, e mort. E mort, dar de când o fi mort? Care aproape o... N-are o lună de când a plecat acasă. Da. Am avut grijă de el, a venit și l-a luat... L-a luat în curte. Pentru să beneficieze de el, de cerșeală, da? Așa da. Lua. Bănuiți să-i fi făcut cineva rău? Sau eu cred că i-a făcut cineva rău. Da, după cum se vede, eu cred că i-a făcut cineva rău. În Târgoviște era cu țiganii ăștia, că a venit după el și l-a luat. Polițiștii anchetează acum cazul și încearcă să stabilească împrejurările în care bărbatul a decedat. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea victimei în persoana unui bărbat în vârstă de 58 de ani din Fieni, care în luna decembrie anului 2014 fusese dat dispărut. Cadavrul a fost preluat de către Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița în vederea efectuării necropsiei pentru a se stabili cu exactitate cauza morții. Cerșetorul găsit mort și fără o mână nu poate decât să ne ducă cu gândul la celebra replică din filmul românesc Filantropica. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!